departe ești încă curată fecioară și ape și codri și munți te-nconjoară și muncă îndelungă te ține, te ține. Și dulcele mire nu vine, nu vine. Mai coase, mai țese, mai cântă, mai plânge. Mai încă puține podoabe ați strânge. Puține suspine și tot mai puține, căci dulcele mire grăbește spre tine. Departe ești încă și noaptea-i târzie și candela ți-arde în casa pustie. Și grea așteptarea și lacrima-ți vine, dar dulcele mire gândește la tine. Mai coase, mai țese, mai cântă, mai plânge. Mai încă puține podoabe ați strânge. Puține suspine și tot mai puține, căci dulcele mire grăbește spre tine. Orice iubire din urmă-ți dispare, doar una-i aprinsă și scumpă și mare. Și zidul te apasă și lanțul te ține, iar dulcele mire nu vine, nu vine. Mai coase, mai țese, mai cântă, mai plânge. Mai încă puține podoabe ați strânge. Puține suspine și tot mai puține, căci dulcele mire grăbește spre tine. Mai greu trec ca anii și clipele tale, privești sus în zare, departe pe cale. Tresari când se aude un pas care vine, dar dulcele mire gândește la tine. Mai coase, mai țese, mai cântă, mai plânge. Mai încă puține podoabe ați strânge. Puține suspine și tot mai puține,
căci dulcele mire grăbește la tine. Așteaptă mai încă puțină așteptare, puțină veghere, puțină răbdare. Dar până când oare acestea vor ține, iar dulcele mire nu vine, nu vine. Mai coase, mai țese, mai cântă, mai plânge. Mai încă puține podoabe ați strânge, puține suspine și tot mai puține, căci dulcele mire grăbește spre tine. Când asculți asemenea cântare, regretul cel mai mare este că se termină. Mi-aduc aminte cu mare bucurie și este un highlight al vieții mele. Imediat după Revoluție, împreună cu Doru, cu formația de LIM de pe vremea aceea, am făcut o călătorie misionară în România. 11 orașe, stadioane, săli de sport, locuri publice, săli, case de cultură ale studenților. A fost un turneu extraordinar pe care nu îl vom uita niciodată. Nădăjduiesc ca anii care vin să organizăm ceva din partea Bisericii Agape, un asemenea turneu de evangelizare și un concert de genul acesta în România și, bineînțeles, chitara lui Doru și Doru, vocea lui extraordinară, cântările pe care le-a compus, să ne însoțească din nou în o asemenea călătorie. În seara aceasta aș vrea să vă atrag atenția asupra unui text din Vechiul Testament. Îl găsim în Genesa, capitolul 19, versetul 6, un verset care sună foarte familiar, care îl cunoașteți foarte bine, și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe, i-au scos și i-au lăsat afară din cetate. Predica din seara aceasta am luat-o din acest verset, fiindcă Lot zăbovea. Acesta este titlul predicii mele. Domnul Iisus Hristos a legat venirea Lui în a doua oară de experiențele a trei persoane din Vechiul Testament. Trei persoane din Vechiul Testament sunt amintite în legătură cu venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos. Primul este Noe și dacă deschideți cu mine la Luca, capitolul 17, versetul 27, Domnul Iisus Hristos și 28 spune așa, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe. Se va întâmpla la fel și în zilele venirii omului, fiului omului. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, lucrurile acelea se vor întâmpla la venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos. Apoi un al doilea personaj îl găsim pe Lot. Lot, omul care scapă din Sodoma prin mila, prin harul lui Dumnezeu, Domnul Iisus spunea ce s-a întâmplat în zilele lui Lot.
se va întâmpla aidoma și la venirea Mântuitorului. Domnul își leagă deci venirea lui, conjunctura socială, mondială, dacă vreți, a venirii Mântuitorului, situația lumii din ultimele zile, de situația lumii din vremea acestor oameni, zilele lui Noe și a lui Lot. Și este și o femeie aici, să nu se supere, Doamnele, nevasta lui Lot este menționată și ea. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 37, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Deci, în vederea venirii Domnului Iisus Hristos a doua oară, trebuie să ne aducem aminte de aceste trei personaje. Noe, Lot și nevasta lui Lot. În seara aceasta ne vom aduce aminte de Lot. Nu vrem să discutăm despre multe lucruri despre omul acesta, despre personajul acesta, ci să avem în vedere expresia pe care am subliniat-o în titlul predicii, fiindcă Lot zăbovea. Pentru că tare mă tem eu că în vremea de pe urmă, înaintea venirii Mântuitorului, ceea ce va caracteriza lumea și mai ales lumea creștină este zăbava. Îl așteptăm și zăbovim pregătindu-ne pentru întâlnirea Mântuitorului. Cântarea lui Doru ne îndemnea să mai țesem, să mai coasem, să mai cântăm, să ne rugăm, să ne pregătim pentru mirele care vine. Dar din păcate cei mai mulți dintre noi zăbovim. Haideți să vedem în primul rând când își permite Lot să zăbovească. Când își permite Lot să zăbovească. Acesta este focusul următoarei discuții pe care o avem și vom vedea că omul acesta, Lot, zăbovește într-o situație foarte specială. În primul rând, el zăbovește când era vremea unei acțiuni decisive. Nu era vreme de pierdut, nu era vreme de inventar ce mai rămas pe lângă casă. Nu era vreme de analiză a situației, a politicii din vremea aceea. Era vremea unei acțiuni decisive. Fă-ți bagajele și pleacă. Urgent. Right now. Lot zăbovește într-o urgență. Vrei să pleci undeva, te uiți la ceas, nu? Mai sunt câteva minute, știi bine că avioanele nu așteaptă după nimeni. Și cineva zăbovește. Soția mea are ceva de făcut. Încă nu și-a dat make-up-ul, și-a dus aminte de nu știu ce, de nu știu unde, se mai duce. Este teribil. Tu te uiți la ceas, știi bine ora care vine și cineva trage de timp. Lucrurile nu sunt grave dacă se petrec în asemenea conjuncturi, dar când este de vorba de viața ta, când e vorba de existența ta, să tragi de timp, să zăbovești, când e nevoie o acțiune decisivă, urgentă, este peste puterile noastre de a înțelege. De ce oamenii nu se grăbesc? De ce nu-și salvează sufletul? De ce nu răspunzi chemării lui Dumnezeu? De ce nu-și schimbi viața? Lot, deci, trage de timp, zăbovește, când era vremea unei acțiuni decisive. În al doilea rând, unchiul lui Avram se ruga, mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru salvarea lui. Cerul întreg este pus în acțiune. Dumnezeu trimite îngerii lui, pe partea cealaltă, unchiul lui Avram mijlocește pentru salvarea acestui suflet. Lucrurile sunt urgente. Hotărârea de la Dumnezeu pentru distrugerea lumii de atunci este clară, este irevocabilă și Lot zăbovește. Se duce dintr-o cameră într-alta, îngerii îl așteaptă la ușă, nu-l găsesc. Nu? Nu vi s-a întâmplat treaba asta? Eu în viață am făcut un lucru deosebit pentru copiii mei. Mi-am dat seama că trebuie să fiu implicat mai mult în viața lor. Și am hotărât să îi învăț meseria mea de constructor. Am cumpărat niște case foarte nenorocite și în fiecare dimineață
plecam cu ei la lucru. Îi trezeam la ora 6 și reușeam așa pe la 8, pe la 9 să plecăm. Să vă spun ce teribil era. Cum ieșea unul dintr-o baie, dispera un al doilea în altă baie, în altă parte. În continuu nu-i găseam prin casă. Și încercam să-mi păstrez calmul, nu? Să nu mă enervez, că îi pierdeam de tot, nu mai găseam deloc. Nu? Și tot cu buna și tot cu dragoste, hai băieți, haide să mergem. Și e îngrozitoare chestia asta. Dar gândiți-vă că nu este vorba de altceva decât salvarea vieții tale. Vrea să te scape Dumnezeu de ceva și tu intri într-o altă baie, fugi într-o altă cameră, nu? Îngerii umblau după Lot prin casă, Domnule, nu? La un moment dat, cred că și îngerii s-au enervat, nu? I-au luat cu forță și i-au scos afară. Zăbovim, toată familia este pusă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Mama postește de 2-3 zile pe săptămână, are ulcer la stomac, ok? Predicatorii își dau Duhul la învoane să ne convingă, să ne lăsăm de păcate, să ne lăsăm de prostiile noastre, să ne întoarcem la Dumnezeu, ok? Este urgentă schimbarea care este necesară în viața noastră și noi fugem dintr-un colț într-altul. Nu ne mai găsesc îngerii, umblă îngerii după noi să ne schimbe viața și tragem de timp. Zăbovim când e vorba de salvarea proprii noastre vieți. Nu este enervant? Cred că este foarte enervant. Dom'le, dacă ar fi altceva, o chestiune mai puțin importantă, mai înțelegi că zăbovești, dar când e vorba de viața ta, știți oameni care au fost salvați în ultimele minute din viață și doctorii au spus, dacă nu veneai acum în ultimele minute din viața ta, erai mort acum, eram la mormântarea ta. Okay? Sunt cazuri de genul ăsta. Crede-mă că viața ta, eternitatea ta, este mai urgentă decât un asemenea caz. Și acum, în asemenea situație, să tragi chiulul, zăbovești. Wow! Am fost în Spania și niște români proaspăți angajați în muncă la un spaniol, nu? Lucrau să fac ceva șanțuri și trecea bossul pe lângă ei, nu spaniolul, și românul, mai ales când te vede bossul, dădea din lopată de numa și broba. Și ăla le spunea, tranquilo. Și ăștia se lucrau și mai puternic. Deci toată ziua zice că tragem chiulul. Dar nu e adevărat că nu tragem chiulul. Ea spunea, ia-o mai încet, spunea, ia-o mai încet, nu? Dar românul înțelegea, tragi chiulul. În loc de tranquilo, tragi chiulul. Nu, și el nu voia să tragă chiulul. Noi o luăm tranquilo, nu? Când e vorba de propria noastră viață. Nu știu de ce ne grăbim la altceva, Domnule, nu? Wow, se deschide oportunitate, nu? Business, mulți bani, năvălim cu grămada. Niciunul nu zăbovește. Dar când e vorba de viața noastră veșnică, tranquilo. O luăm încet, nu ne grăbim, să n-amețim, nu? Și atunci se roagă părinții pentru noi, se roagă rudele pentru noi, mijlocește Avram înaintea lui Dumnezeu pentru viața noastră, îngerii din cerul vin să ne scoată afară, intrăm pe ușă, umblăm prin casă, unul după altul. Este absolut revoltător. În al treilea rând, mesagerii lui Dumnezeu îl urgentează să plece. Acum nu este un semnal din ăla la televizor, nu? Acum și pe telefon. Într-o zi m-am speriat foarte rău că niciodată n-am auzit. Telefonul meu m-a anunțat că există pericol de flash floods în Arizona. Ploaie în Arizona și sună alarmă pe telefon.
Nu? Nu este o alarmă din asta care de cele mai multe ori nu se întâmplă nimic după ea, nu? Doamne ferește să și întâmple. Dar tare mă tem că și cu alarmele astea va fi ca și cu povestea cu lupul. Nu? Sună toată ziulica, iară ne sperie, iar ne întrerupă ăștia programele la televizor. Nu? Și într-o zi când o să fie adevărat, și după sunetul ăla strident, o să apară Obama. Nu? Și o să ne spună care e cel mai scurt drum de ieșire din oraș. V-ați gândit la o chestie din asta? Nu. Da să vină niște îngeri din cer la tine acasă și să spună, Lot, au scos cartea de vizită și a spus, eu sunt arhanghelul Mihail. Wow! Eu sunt trimisul lui Dumnezeu special să te scot de aici și să salvezi viața. Ai un unghi care e prieten cu Dumnezeu și a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu să salvezi viața. N-ai fost tu prea om de treabă, dar ai pile la Dumnezeu prin unchiul tău Avram. Fă-ți bagajele să plecăm. Mai ai pe cineva aici? Du-te, anunță-i pe toți să plecăm. Trebuie să ieșiți repede din orașul ăsta. Va veni foc și puceasă din cer care va distruge acest oraș. Lot zăbovea. Și fiindcă Lot zăbovea, s-a dus la generii lui să anunțe și a zis, bătrâne, este cea mai bună glume care am auzit-o până acum. Ia vezi de treabă. Aha, sfârșitul lumei, sigur că da. Ne-a amenințat cu alte chestii și n-a ținut. Crezi că ține cu asta sfârșitul lumii? Auzi? Nu l-au crezut. Să vină îngerii din cer și să zăbovești. Wow! În al patrulea rând, judecata lui Dumnezeu era iminentă. Era hotărâtă de la Dumnezeu distrugerea acelor cetăți. Informațiile sunt clare. Dumnezeu ți-a prezentat decizia. Semnele se văd. Lumea în care trăiești tu va pieri. Și în loc să salvezi viața, umbli din cameră în cameră, tragi de timp. Stai să vedem ce mai e la news. Nu? Să vedem ce zic și alții, second opinion. Știți povestea aia, s-a dus o doamnă la doctor și a zis, I need a second opinion. Ți-o dau eu, a zis doctorul. Nu numai că ești bolnavă, ești și urâtă. That's a second opinion. Wow! You need a second opinion? Vrea să-ți dea Dumnezeu și opinia, a doua opinie despre tine și despre situația în care te afli? Salvează-ți viața, judecata lui Dumnezeu este iminentă. Lot știe că nu e nimic mai important pentru viața lui acum și el zăbovește. Știa că este ceva mai important decât ce mai poți să faci, domnule? Arde lumea în care te afli. Ce mai vrei să cauți printre lucrurile din garaj? Mai vrei să iei ceva de prin clozete? Ce-ți trebuie, domnule? Ce mai vrei să iei cu tine când arde lumea asta? Pozele de familie. Nu? Să ne aducem aminte cum am fost noi altă dată. Știți, când arde o casă, lumea fuge să scape pozele. Că orice mai faci rost, nu? Dar când s-a ars trecutul, e trecut. S-a ars. Ce mai cauți când știi că lumea va dispare? Ce poate fi mai important decât salvarea vieții tale? Uite-te bine prin casă, prin istoria ta, prin viața ta. Ce este mai important decât salvarea vieții tale? Nimic. De ce mai zăbovești? De ce mai tragi de timp? De ce mai amâi? Cineva a spus că Lot se mișca încet când ar fi trebuit să se grăbească. Ok? Tare slow suntem.
A, păi trebuie să ne mai gândim, frate. Păi, poate că o să fie botez și la anul viitor. Nu pot să iau o decizie așa importantă, așa de repede, dar nu mai spune. Se pot lua decizii mari, foarte repede, când ești hotărât. Se pare că unuia nu-i place predica de la noi. Lot dă înapoi când ar fi trebuit să înainteze. Lot este rece când ar fi trebuit să fie în clocot. Lot își face socoteli când ar trebui să asculte, să asculte de îngerii Domnului. Haideți să ne gândim la un al doilea lucru, să vedem de ce totuși zăbovește Lot ăsta. Ce cu el, Domnule, de zăbovește? De ce zăbovește Lot? Care sunt motivele care duc la zăbava asta lui Lot? Motivul numărul unu este foarte clar. Și gândiți-vă bine și la viața noastră. Lot a făcut o decizie greșită mai devreme în viață. O decizie greșită mai devreme în viață. A fost o zi când a ales să se mute în Sodoma. A fost o zi când a ales să se despartă de unchiul său și să aibă propria lui viață. A fost o zi când s-a depărtat de Dumnezeu și a decis să locuiască în Sodoma. Și toate se trag de la ziua aia. Știți de ce întârzie foarte mulți creștini și de ce zăbovesc și nu se pregătesc pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos? Pentru că în istoria lor există o decizie greșită cândva. Și tare să temi să repare gafa aia care au făcut-o altă dată. Pentru că nu se poate repara un asemenea lucru decât prin pocăință. Dar asta este taina care o ținem numai pentru noi și Dumnezeu. Decizia aceea greșită de altă dată se răzbună mai târziu în viața ta. În al doilea rând, Lot zăbovește pentru că a intrat în compania unor oameni corupți. S-a mutat în mijlocul unor oameni corupți. De dragul bunurilor materiale, de dragul succesului economic, de dragul bunăstării s-a mutat într-o lume păgână, s-a mutat între homosexuali, s-a mutat într-un community corupt. Man, dar Sodoma este America celor zile, nu? Aici cei mai mulți bogați, oameni bogați, locuiesc în Sodoma, Domnule, pe munți, ca și unchiul ăsta meu, cioban, locuiește prin văgăun și prin cordurile lui soioase. Face duș când plouă. Okay? Ne mutăm în Sodoma. High rises, asfalt, bănci, business, building-uri, bogăție și alte beuri. Mi se pare foarte ciudat că toate sunt cu B. Nu? Bijuterii. Se mută în Sodoma de dragul bunurilor materiale. Trebuie să facem sacrificiu, nu? Ia, neighbor-ul. Da, noi, când închidem ușile, ar chiar așa să fie? Tu deschizi ușile și lași copiii să meargă la școală cu homosexuale aceia. Fetele tale o să gândească exact ca și feministele celelalte din jurul tău. O să simpatizeze cu lesbienele care conduc clasa. Will be normal. La nu mai spune. De dragul bunurilor materiale, hotărâm să locuim între oameni corupți. Și atunci vine mesajul lui Dumnezeu, spune, ieși afară repede de aici. Stai, Doamne, stai puțin, că lucrurile sunt un pic mai complicate. Lot întârzie pentru că a intrat în compania unor oameni corupți.
Lot întârzie pentru că și-a crescut familia în Sodoma. Cred că Lot a avut mai multe fete, pentru că Biblia spune foarte clar că ginerii, ăștia sunt cel puțin doi, pentru că este un plural, au râs de el și n-au vrut să vină. Celelalte două fete care sunt în casă cu Lot, eu nu cred că astea s-au despărțit de bărbații lor acum să meargă cu tăticul, nu? Au rămas cu bărbații lor și cu casele lor. Lot avea o familie împărțită deja. Două dintre fete erau căsătorite cu sodomiți. Acum, asta nu înseamnă că erau chiar sodomiți, nu? Erau din Sodoma, dar împărtășeau filozofia Sodomei, erau integrați în Sodoma. Deja vorbeau limba, s-adaptaseră la cultură, nu? Gândeau ca și cei din Sodoma și n-au mai putut fi smulși din Sodoma, au rămas acolo. Eu cred că nevasta lui Lot s-a întors să vadă ce se întâmplă, pentru că erau două fete de ale ei care ardeau odată cu Sodoma. Dacă n-ar fi fost nimic, nu s-ar fi întors să vadă ce se întâmplă cu Sodoma. Dar Lot și-a crescut familia în Sodoma. De ce? De dragul bunurilor materiale. Nu? A vrut să fie bogat, a vrut să fie om bine văzut, locuia la porțile cetății, ceea ce înseamnă că era printre elita socială din Sodoma. Și acum, când e vorba să-și salveze viața, întârzie. Acum trage de timp, zăbovește. În al patrulea rând, în Sodoma sunt toate averile, toate averile lui Lot sunt în Sodoma. Banii sunt în băncile din Sodoma, nu? Probabil mai multe, după filozofia românilor, nu pui toate ouăle într-un singur coș, nu? Dacă scap coșul, se spar toate. Le punem în mai multe coșuri, punem banii în mai multe bănci, dă falimentul una, scapă o parte din bani. Banii lui Lot sunt în băncile din Sodoma, casele, averele care le-a cumpărat sunt acolo, business-urile sunt acolo. Și apoi vine vestea asta, lasă tot și pleacă. Stați, să vedem ce mai putem salva. Da, dacă putea să scoatem ceva. Lot își leagă toată istoria de lumea de aici și de acum. De lumea de aici și de acum. Probabil că va trebui să treacă destul de mulți ani pentru cei mai mulți dintre noi să ne dăm seama că nu merită să investești în lumea asta. Da, deocamdată nu credem asta. Auzim frazele astea de la biserică de fiecare dată, dar și predicatorii ăștia trebuie să predici ceva, nu? Dar vine o zi când o să ne dăm seama că nu merită să investești în lumea asta nimic. Nimic. Eu am avut un unchi, a fost în America, îl chema tot Petru, a lucrat la Ford o viață întreagă, a făcut bani, s-a întors înapoi în România după între cele două războaie mondiale și a cumpărat într-o comună învecinată în pământ foarte mult, a făcut heleștee de pești și a și devenit satul cu numele de pescari, după pescăriile lui unchiul meu. A venit comunismul, a venit colectivizarea, i-au luat tot, dar absolut tot. A ajuns un muncitor de întreținere și reparații la UTA, la Arad, la fabrica de uzinele textile de la Arad. Când îl viziteam pe unchiul Petru, avea o poză așa mare cu toți muncitorii de la Ford, sute de oameni. Era mândria vieții sale. A muncit în America, a făcut bani și a cumpărat avere în România. Și într-o zi au luat-o comuniștii tot și nu mai avea nimic.
Pentru el cred că era mai ușor să înțeleagă ce vreau să vă spun eu acum. Pentru noi încă foarte greu. Probabil că avem nevoie de o naționalizare. Știți ce înseamnă asta? Când statul vine și ia toate proprietățile tale și devin proprietățile statului naționale și o să devii chiriaș în propria ta casă. De fapt, suntem, numai că ne-o spun cu alte cuvințele. Naționalizarea asta se face mult mai discret. Pe urmă să vină cineva care o să ne schimbe banii și o să ne demonstreze că toți banii noștri adunați nu mai valorează nimic. Spunea bunica, se duceau să cumpere petrol de lampă sau zicea ea, cel mai culme era, trebuia să ducă o găleată de bani să cumpere o găleată nouă. O găleată nouă, atâta costa o găleată de bani. Așa mulți bani erau, nu? Se mulțiseră banii care nu mai valorau nimica. S-ar putea să ne ajute chinezii foarte curând ca banii noștri să nu mai valorează nimica. Și o să tragem concluzia într-o zi că nu merită să investești în lumea asta. Lot încă mai are averile în Sodoma. Probabil că zicea așa cum zic ce mulți dintre noi, suntem prea bătrâni să mai o luăm de la capăt, nu? Nu se mai merită. Facem socoteala. Păi unde îți mai încep viața acum de la zero? Arde tot ce am făcut? Să ne ducem să luăm viața de la zero undeva. Too late. Poate că Lot gândea cam așa. Țara mea, casa mea, sunt Sodoma. Cetățean, am pașaport. Unde mă mai duc eu, Domnule? Și auzi, îngerii ăștia când te scot, te scot la munți, la peșteri. Ăștia, măcar să dea cheile la o altă casă, nu? Scapă la munte. A încercat el o stratagemă și a spus, știi ceva, e cam lung, eu sunt cam bătrân, nu pot să fug așa tare, lăsați-mă în cetatea asta, în Tsoar. Era o cetate mică. Zice, o, e așa de mică. Și Tsoar înseamnă mică, cetate mică. Și l-au lăsat în cetatea aia mică. Știți că în sfârșit a plecat și din cetatea aia mică? Pentru că a descoperit că și acolo erau din aia. Ion care se mărite cu Gheorghe. Și au fugit de bunăvoie la munți după aia. Au fugit de bunăvoie la munți. Ultima parte a predicii mele este, haideți să vedem de ce zăbovesc mulți oameni astăzi ca și Lot. De fapt să ne întrebăm de ce zăbovesc eu, de ce zăbovim noi. De ce nu ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeu nostru? De ce nu luăm mesajul lui Dumnezeu în serios? De ce tragem de timp? De ce oamenii de astăzi zăbovesc să primească mesajul Evangheliei și să-și salveze viața? Numărul 1, cunosc mult mai mult adevăr decât trăiesc. Așa-i? Haideți să fim sinceri cu noi înșine. Cunoaștem mult mai multă Biblie decât trăim. Decât o aplicăm, nu-i așa? Mult mai multă Scriptură decât o trăim în fiecare zi. De aceea zăbovim. Apoi, oamenii din jurul nostru, și poate că noi înșine, credem în cer, dar nu-i ducem dorul. Credem în cer, credem că există viață veșnică, credem că va veni Domnul Iisus Hristos, dar nu-i ducem dorul. Pentru că ne simțim bine aici și acum. We like it. Cineva a spus că diferența dintre creștinii bogați și cei săraci din lume, și am o veste proastă, să știți că noi ăștia bogați, creștinii bogați, suntem foarte puțini în lume. Nici măcar a 10-a parte. Cei mai mulți creștini din lume sunt foarte săraci. Creștinii bogați ca și noi se roagă, Doamne, scapă-ne de necaz, scapă-ne de suferință, scapă-ne de... Fă-ne viața mai confortabilă decât este. Binecuvântează-ne. Și asta este un fel de cec înalt, dă-ne bani,
fă-ne faimoși, sănătoși, populari, să ne iubească toată lumea. Știți cum se roagă creștinii săraci din lumea asta? Doamne, dă-ne putere să biruim și răul ăsta și necazul ăsta, să supraviețuim și ziua de astăzi. Dă-ne putere să luptăm cu răul care există. Lot trăiește în această lume, crede în salvare, crede în viața veșnică, dar nu-i duce dorul. Ca și mine, ca și tine. Doamne, ce cântări de dragoste pentru patria cerească s-au născut în vremea comunismului. Visez de mult treaba asta și poate că o să o facem, într-o zi o să o facem. Vreau să adunăm niște cântăreți, să luăm cărțile alea vechi de cântări și să le cântăm pe toate cântările alea care vorbesc despre patria cerească, despre dorința de a pleca din lumea asta. Pentru că suferința a născut dorința după împărăția cerurilor. Cele mai extraordinare cântări despre împărăția cerurilor s-au născut în sclavia neagră a Americii, între negri, sclavi. Ăștia cântau despre noul Ierusalim. Noi nu mai cântăm despre asta, pentru că nu mai ducem dorul acelei țări minunate care ne așteaptă. Apoi, în al treilea rând, știm că timpul este scurt, dar trăim ca și când ar fi foarte lung. Haideți să vă spun o dramă. S-a desfășurat în propria noastră familie. Rodica a fost singură la părinți. Casa părintească trebuia să fie moștenirea ei, nu? Era normal, nu era altă moștenire. Și chiar ne-am dus în România să rezolvăm actele, nu? Că trebuie într-o zi să predăm altei generații ce rămâne după noi. Și n-a reușit socrul meu să o facă pentru că era timp, așa? Ia este timp. Nu trebuie să ne grăbim. Și n-a mai fost timp. Și au urmat ani de zile de necazuri pentru noi toți. Pentru că n-am rezolvat un lucru la timp. Și că nu este prea mult timp, rezolvă-ți lucrurile astea. Nu ne facem testament, de ce să ne facem testament? Doar nu o să murim. Mor alții, nu noi. Da? Nu avem testament, sigur că nu. Avem tot timpul să ne facem testament. Nu mai spuneți. De unde avem noi tot timpul ăsta? I-a întrebat-o pe Paula la spital. Câți oameni mor fără testament? O să vă speriați. Mai mulți lawyeri se duc la patul bolnavilor decât popi. Da? Pentru că tot timpul credem că o să mai avem timp. Sigur că da, doar noi. Amânăm lucrurile importante. Nu ne împăcăm cu Dumnezeu, nu ne împăcăm cu semenii noștri, nu ne facem testamentul, dacă vreți, pentru că credem că noi o să avem timp. Cineva mi-a scris pe Facebook și spunea, frate Petrică, eu sunt oaia neagră a familiei, și mi-a spus, familia știam bine din Oradea. Dar vreau să mă întorc la Domnul, să-mi rezolv viața și m-am bucurat de hotărârea asta. Și ca să o încurajez, i-am spus, soră, toate oile negre cu timpul ajung oi albe. Uite-te la poza mea, să vede. Vreau să-i spun că în timp îmbătrânim și ne mai vine mintea la cap la sfârșit și ajungem oi albe în final, nu? Într-o zi o să ajungi o oaie albă, oiță albă, ca noi ăștia alți care deja suntem aici. Pregătește-te de pe acum, nu amâna, nu este timpul de partea noastră, nu noi decidem ce se întâmplă cu ziua de mâine, decide altcineva, decide Dumnezeu.
Pe urmă, sunt oameni care își construiesc viața în jurul lucrurilor de aici, de jos, așa cum și-a făcut-o Lot. Apoi sunt oameni care amână și zăbovesc pentru că ei înțeleg bătălia în care ne aflăm. Dar, Doamne, nu știu ce fac, că se asociază parcă cu dușmanul. Parcă fac planurile diavolului, nu a lui Dumnezeu. Așa trăiesc. Finanțează mai degrabă proiectele diavolului decât proiectele lui Dumnezeu. Și în final, oamenii zăbovesc și creștinii de astăzi zăbovesc pentru că îi spun că îl iubesc pe Hristos, dar nu trăiesc pentru El. Religia a devenit o chestiune de limbaj. Așa cum învățăm political correctness în America, să spunem ceea ce vor alții să audă, am învățat un Pentecostal correctness. Spune numai fraze religioase și practicăm o religie a vorbelor și nu a faptelor. Spunem că îl iubim pe Hristos, dar nu trăim pentru El. În concluzie, vreau să spun în final că Dumnezeu își face partea sa și și-a făcut-o din plin ca să te salveze de la pieire. Evanghelia este simplă. Iisus Hristos a venit, a murit pentru păcatele noastre, a înviat după Scripturi și este mijlocitor între om și Dumnezeu înaintea Tatălui. A făcut-o. Salvarea noastră este asigurată prin moartea Lui la cruce. Duhul Sfânt este aici care te convinge de realitatea păcatului și de nevoia transformării vieții tale. Slujitorii lui Dumnezeu, care sunt îngerii trimiși de Dumnezeu, te sfătuiesc să crezi și să salvezi viața. Și uneori suntem insistenți și obraznici și te forțăm parcă să ieși afară din lumea asta și să scapi viața. Toate sunt asigurate. De ce mai zăbovești? Încetează să mai zăbovești. Nu te joci decât cu propria ta viață. Timpul trece. Vine moartea, vine judecata. Și astea nu zăbovesc niciodată, Domnule. Astea nu zăbovesc. Moartea nu uită să vină. Aveam o mătușă care a murit la 106 ani. Apropo de alții care speră că scapă mai repede de mine, vin dintr-un neam din ăsta care trăiește mult. Nu știu dacă să se întâmple asta, dar asta, mătușa spunea întotdeauna că de ea a uitat moartea. Zice, a uitat de mine. Zice, nu mai vine. A uitat de mine. Nu o să uite de nici unul dintre noi. Ascultați-mă bine. Avem un appointment fiecare dintre noi. Așa cum spune Sfânta Scriptură, că este hotărât fiecărui om o zi în care să moară. Și appointmentul ăsta nu întârzie, nu zăbovește. Moartea nu zăbovește. Decide-te pentru Hristos până nu e prea târziu. Până nu e prea târziu. Mi-a plăcut mult de faptul că îngerii aceia au știut ce fac. L-au luat de mânecă pentru că au vrut să-l salveze. Lot este salvat prin milă divină, prin intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu. Nu știu dacă Dumnezeu va face același lucru cu tine. Cu mulți dintre noi a făcut-o. Ne-a prins mâna cumva și ne-a smuls de unde am fost. Dar este responsabilitatea ta. Când auzi azi, nu-ți împietri inima. Ascultă, salvează-ți viața. Nu mai zăbovi, pentru că nu este timp de zăbavă. Este un verset în Apocalipsa în care un înger al lui Dumnezeu care stă cu piciorul pe pământ și pe mare, ridică o mână spre cer și spune, timp nu va mai fi mai mult. Nu mai este nicio zăbavă, nu mai este nicio amânare, nu mai este nici un timp de respiro. Timpul va înceta, spune îngerul acela. Și ne apropiem de un asemenea moment când Iisus Hristos va veni în lumea noastră. Mai țese, mai coase, mai plânge, mai cântă. Dar pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Nu mai zăbovi, salvează-ți viața.
salvează pe ai tăi. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă în seara aceasta aveți pe cineva pentru care să ne rugăm, care are nevoie urgentă de intervenția Domnului, să salveze viața, să-i salveze viața, ridicați o mână sus pentru că am vrea să ne rugăm Domnului. Haideți cu toții, așa cum stăm, să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta și în seara aceasta...